Vă salut. Fac acest scurt clip la rugămintea cuiva care m-a rugat la clipul meu cu drujba Grünmann, cea electrică, să fac un filmuleț și în care să-i arăt cum se montează lanțul la drujba Grünmann. Eu nu mai am drujba Grünmann pentru că nu e a mea, e a unchiului meu. Dar am să-i arăt cu drujba mea Makita, la care procedeul este similar cu drujba Grünmann, cu aproape majoritatea drujbelor, fie ele pe benzină, fie electrice. Și vreau să îi arăt, el m-a rugat mai de mult, dar nu am avut eu timp zilele trecute. Sper să ei fie de folos acum și să nu fie prea târziu, așa că am să pun telefonul în locul lui și să începem. Deci, aici avem șina. Acesta este lanțul. Lanț care trebuie să fim atenți să fie orientat cu zala aceasta tăietoare spre înainte, adică spre vârful șinei, și să nu fie așa, da? Aici vedem zala tăietoare este orientată către spatele drujbei, deci nu este bine, el trebuie să fie orientat spre înainte, da? Foarte simplu, îl punem pe șină, îl introducem în canalul șinei. Vedem cum stă pe șină orientat cu dinții spre vârful șinei, cu lama cu dintele tăietor spre vârful șinei. După care, da, îl punem pe rotița motrică și așezăm șina la locul ei. Da? După ce am așezat-o, facem o probă mică să vedem dacă se învârte, dacă merge bine. Urmărim ca lanțul să fie intrat bine în rotița motrică și să nu fie pe aici sau pe aici, da? Cam asta ar fi o metodă. Sau mai putem să facem și invers, și anume punem șina sprijinită în rotița motrică. Bineînțeles, nu trebuie să fie drujba în poziția asta. Eu o pun în poziția asta ca să pot să filmez. După care punem lanțul pe rotiță și îl punem pe șină, da? Nu se vede și vârful șinei pentru că nu pot să lucrez cu o singură mână și cu cealaltă să filmez. Nu e o operațiune complicată, e foarte simplu. Da? După care vedem că la drujba asta, nu mai știu exact cum e la drujba Grünmann, dar la drujba asta, aici, bolțul întinzător al lamei se află pe drujba. E posibil ca la drujba Grünmann să fie pe capac. Nu mai știu exact. Însă dacă este pe drujbă, fixăm șina în bolț. După care venim cu capacul, da? Fixăm capacul ambreiajului, strângem piulițele cât putem cu mâna, după care le strângem cu cheia, dar nu le strângem de tot. Și o să vedem de ce. La mine lanțul acum este întins pe poziția care trebuie și pot să le strâng de tot, dar în cazul în care lanțul este slab sau îl montăm pentru prima dată și nu știm poziția care o are, vedem, acum o să vă arăt imediat, că el este slab, da? Și atârnă aici.
Atunci, lăsând piurițele slabe, venim cu șurubelnița la întinzătorul de lanț. Dacă este poziționat la fel ca la drujba mea, aici în lateral, venim în lateral. Dacă nu, la drujba Grünmann, s-ar putea să fie pus aici, în capătul ăsta, nu mai știu. Și atunci venim cu șurubelnița aici și întindem lanțul, strângem de șurubul întinzătorului de lanț și întindem lanțul, eu așa îl întind, până când intră în canal și stă lipit de, vedem, de marginea șinei, da? Stă lipit de marginea șinei acum. Ridicăm puțin șina de vârf, important să ridicăm puțin șina de vârf când facem treaba asta, pentru că vedeți, acum șina, dacă stă în greutate, lanțul stă lipit, dar dacă o ridic, vedeți aici de vârf, dacă o ridic de vârf, vedem că lanțul se slăbește, da? Eu acum, lucrând cu o singură mână, nu pot face treaba asta, dar când lucrez cu ambele mâini, ridic puțin șina de vârf, întind lanțul, cum v-am arătat aici, da? Învârtim de șurubul întinzătorului de lanț către plus, vedem aici două semne, plus și minus, întindem către, răsucim către plus, se întinde lanțul, după care, încerc să vă arăt aici, în poziția asta, da? Am ridicat șina în sus, întind lanțul până când nu mai atinge de șină, se vede, adică nu mai îmi stă depărtat de șină, nu că nu mai atinge, îmi atinge din contră până când îmi atinge de șină, după care strâng piulițele, da? Nu foarte tare, nu exagerat de tare să nu le rupe, strâng piulițele și lanțul este fixat, așezat, gata de treabă, da? Vedem, se învârte liber, vedem că nu e nici foarte întins, da? Pentru că nu e bine să fie nici foarte întins, dar iar nu e bine să fie nici foarte slab. În cazul în care lanțul e nou, după câteva lemne tăiate, slăbim puțin șuruburile astea și îl mai întindem puțin, pentru că el fiind nou, să întinde puțin. Da? Cam atât. Mă opresc aici. Sper să fi fost de folos băiatului care m-a întrebat. Vă mulțumesc. La revedere.